În jurul orei 15:30, în fața primei scări a blocului Romarta din centrul orașului, au ajuns două echipaje SMURD, polițiști de la criminalistică și procurori. Aceștia au fost alertați de către fiul celui mai cunoscut medic legist din Giurgiu, întrucât tatăl său, grav bolnav, nu mai răspundea la telefon. Primii au ajuns cei de la SMURD, care au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului situat la etajul 8. Odată ce au pătruns în casă, o imagine de coșmar li s-a afișat în față. Pe balcon se afla trupul neînsuflețit al fostului medic, iar lângă acesta o armă de vânătoare pe care o deținea ilegal. Deși vorbim de o moarte suspectă, se pare că bătrânul suferind s-a sinucis, iar în urmă nu a lăsat niciun bilet care să-i justifice gestul. Cazul a fost preluat pentru cercetări de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Giurgiu, care vor stabili dacă într-adevăr a fost vorba despre o sinucidere. Trupul fostului medic legist a fost transportat la morga spitalului județean pentru efectuarea necropsiei, în urma căreia se va stabili cu exactitate cauza morții.